peneba.com, găsești jocuri ieftine, codul la Hey Pink le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa. Au venit youtuberii la mine, am filmat niște super clipuri, oameni buni, și am luat și noi niște mâncare și am zis, bă, ia să trag și eu pe dreapta un clip, frate, că n-am plătit pentru toată mâncarea asta. Mă rog, fiecare și-a plătit în parte, dar ca idee, n-am plătit atâția bani ca să nu facem și niște content, oameni buni. Am luat burgeri de la Presto, sunt aici cu Silent și cu domnul Rafael. Salut. La Rafael pe canal. Ce-am filmat, mă, Rafael? Ia zi-ne. Nu, ceva cu ciocolată. Ăsta e... Nu știu ce e ăsta. BK. Bacon ceva? Nu, no, ăla din punga era al meu, Rafael, că era singur. Da. Ești sigur? Da. Și ăsta e... Deci ăsta e un Rafa. Da. Și mi-am luat de la mai ieftin. HV, care e ceva cu vită, probabil. Vita, doamne. Ce mai avem pe aici? Sosurile. Îți trebuie să-l mai mănânci? Mai mănânci? Nu, că e al tău ăla. Așa. Mai mănânci punga? Și aici e ce bea domnul Silent. Eu mi-am luat apă, dar Pink mă obligă să beau. Cum ai luat apă, mă? Glumesc. Că nu-mi ieșea la calcul, că știu că am luat două ape, două sucuri pentru voi. Ce nu, apă pentru mine și Narcisa. Ok. Așa, dar eu zisem tot apă. N-ai zis, mă, apă. Nu? Ai zis apă? M-ai întrebat ce suc. A spus Pink că ia... A, nu, am zis că... Nu, să iei suc pentru că avem apă acasă. Ah, da. Că asta e minerală și zis plată. Da. Dacă vrei, îți dau după. Da. Acum nu mai ies de sub masa asta de cafea oamenilor. Eu l-am ascultat pe Ronaldo și a zis să bem apă. Ronaldo? Da. Băi, deci sunteți siguri că ăsta e al vostru? Da. Păi și acesta e tot cu vită. Nu-ți place vita? Ba da, cum nu? E actually preferata mea. Și oaia mai place tare, numai că nu prea mănânc. Ce? Cămilă am văzut că se mănâncă. Carne de cal. Cămilă? De cal? Bă, sincer, aș mânca, eu n-am mâncat asta. Suntem un pic Pink, hai să arătăm la video un pic, să fie apetisant, așa să... Multe foame. A început direct să mănânce Pink. E 3:30 și n-am mâncat nimic, oameni buni. Nici eu. Deci cam așa, mă rog, arată la fel burgerii. Dar ale Pink e cu vita, nu știu cu ce e, tot cu vita? Cu vita și cu bacon. A, e cu bacon. Și cred că e și cheeseburger al vostru sau nu? Păi și al doilea cheeseburger. Nu, al doilea. A meu e fără. Da, fără. Pink are intoleranță la lactoză. Bă, n-am treabă, numai că mi se pare ciudat așa gen brânza pe burgeri. Da? Da, și... Dă mori un nou. Adică eu vreau să simt, bă, carnea, frate meu, carnea să o simt. De fapt, este atât de săpute așa. Sau cum? Nu. Deci ei nu vreau... Eu sunt regele Presto aici, deci uitați-vă la asta. Ia. Bă, ești nebun? Mama. Nimeni nu știa life-ul ăsta. Nică zboară burgerul cu Aștepta Rafael momentul ăsta toată ziua. Nu. Și după aia pentru tine, Silent, ce mai filmăm? Ia zile, oamenilor, ca să știe ce găsesc la tine pe canal. Filmăm Jelly Bean Challenge, bomboane de alea scârboase, rău, să vomităm tot burgerul ăsta. Bă! Să vomităm? Mănânc cu poftă, mi se face un pic rău dacă mai bag o de aia de-a ta. Mamă. Păi, alea chiar sunt ghețoase, da? Vedeți la mine pe canal. Să știi că am încercat-o de aia. Uh-huh. Da, acum am mulți ani, gen, vreo 3-4. Și cum ți s-a părut? Am luat una de aia nasoală, bă, chiar avea gust foarte rău. Depinde și cu ce aromă. Cred că luasem ceva ouă stricate sau ceva. Ouă stricate, da. Dar a fost oribil. Aha, cu șosete, cu... Cu șosete? Da. Mamă. Cu gunoi. Dar parcă am mai făcut arome noi, nu sunt sigur. Credeți că o să apese oamenii like? Bă, sincer, dacă apăsați like, o să aveți ocazia să mușcați și voi din burgerul ăsta. Eu zic să apăsați Pinko like. Adevărat. True. Mamă, am pus șemise de dovleacă deasupra. Vreau să descrii gustul, Pinko, tu ești conașor. Cum se pare Pinko? Cum e carnea făcută? Medium rare la mine. Păi așa ți-ai ales-o. La mine e fără carne. Bă, nu era. Dar mi se pare că parcă nu prea are sare. Ori mănâncă mai sărat. Nu, chiar nu are. Se pare Rafa că n-are? Probabil zic că băi, ar face mai așa și își mai pune aia sare când mănâncă, dar... Cine stă cu sarea lângă el când mănâncă? Da... Arată-ne în interior, Pink. Hai că dacă mă mai chinui puțin, se duce totul pe covor, ai nebunit. Hai că le mai arăt dacă e. Murim de foame. Dacă vă place conținutul cu mâncare, oameni buni, am și un canal secundar de 2 ori pe săptămână, videouri în care mănânc chestii. Nicocad o să ajung Rafa, să știi. Ce ai mâncat cel mai tare lucru de pe canalul ăla? Bine, e destul de nou, adică nu ai multe videouri încă.
N-am vreo 5-6. Takis mi-au plăcut mult. Mamă, dar alea sunt prea aromate. Foarte aromate, dar bune, mă. Da, sunt nemâncabile aproape. Deci cu ce aromă, gen ce erau? Am încercat pe toate pe care le-am găsit. Blue Hit nu mi-a plăcut. Zici că era mentolat. Bă, nu. So, era albastru, iute, dar nu atât de iute și aromat ca Fuego. Mamă, deci Fuego chiar nu pot să le mănânci, îmi pare rău. Nu știu dacă există o fanție. Bă, erau geniale, mă. Iute și acru în același timp. Mm-hmm. Eu cred că am un pic de senzitivitate dentară, că dacă e să mănânc 2-3 lămâi, a doua zi când mușc dintr-o felie de pâine, da? Da, deci mă omoară dinții. Și după chipsurile alea, chiar simțeam că începea să mă doară când mușcam a doua zi. Ok, ok. Pe tine te dor dinții, Salut? Nu, eu nici, pe mine niciodată nu mă dor. Deci cum ți se pare sandwich-ul? Bă, sincer, e foarte bun. Ăștia de la Presto, fără nicio reclamă, mereu mi s-au părut perfect. Pentru că, bă, n-au nici multe sosuri, nici puține, adică e ok, gen. Carnea e foarte fragedă. E bine să nu dea multe opțiuni, știi de ce? Și că toată lumea zice că, bă, e bine să ai de unde să alegi. Dacă îi dai omului două opțiuni și alege una... Se gândește de ce nu ales pe cealaltă. Nu, dar e destul de mulțumit cu decizia lui. Când îi dai unui om o ciocolată și îl pui să aleagă din 20 de arome, există mult mai multe șanse să aibă remușcări că a ales o anumită... Exact. Dar e o chestie dovedită științific. Cu cât ai mai multe alegeri, cu atât ești mai nemulțumit cu alegerea pe care ai făcut-o. Păi frate, aici e simplu. Gen, bă frate, vită sau pui zi. Da. Deci ne luăm psihologic pe ei. S-au gândit și ăștia la bă, dar văd că au făcut destul de bine pata așa, media făcută. Gen, chiar au făcut ok. Dacă mi-a puneam puțină fare, o nici cartofi și am cred că au sare, nu? Mi-a ajutat sosul, sincer. Eu mănânc mai sărat. Mă, dar mănâncă sarea direct? Da, frate, mă. Sarea în bucate. Deci am făcut vinul în care am mâncat Oreo. Păi nu mai puteam. N-ai cum fără să nu bei. Uite, eu de exemplu nu pot să mănânc unul ăsta fără să beau nimic. Da? Următorul video cu shawarma, Pink. Mamă, de la șocul. Să știi că acum și-a rămân fără idei. Oamenii îmi sugerează, dar... La un moment dat încep. Băgăm McDonald's, băgăm de toate. Dar să știi că mă apuc de rafă, de sală rafă. Mă apuc de rafă sală. Da, mă apuc și... Ne pompăm. Să știi că în afara videourilor, eu chiar mănânc foarte ok. De ce curge asta așa? A pus prea mult sos înăuntru. Deci Pink își face numai sushi acasă. Păi îți mai ieftin, bro. Am mâncat, like, o cină și un prânz de sushi. Nu pot să zic că am dat, că nu știu, că tot ești destul de scump, dar realistic vorbind, ești mai ieftin decât... Mult mai ieftin, cred. A pus odată pe Instagram. Dar n-ai diversitatea. A pus odată pe Instagram pe Instagram, avea farfuria plin de sushi. Mamă, deci nu mai sushi. N-ai diversitatea, sincer, că faci like, o singură rețetă. Să torni acolo și faci o grămadă, dar... Realistic vorbind, cred că mai bine îl cumperi, mă, sushi-ul. Mai ales dacă mănânci rar. Da. Uite, fii atent, eu am luat să fac. Îți rămâne tot timpul orez. După aceea, ce faci cu el? Mai cumperi o tură de nori și de pește. După aia îți dai seama că nu ai suficient orez. Da, și eu îți place. Dar nu se simte că e puțin mai vechi? Ce? Orezul? Da, că nu e fresh. E orez, bro. Da, totuși, adică, gen, dacă lași... Tu unde îl ții? Păi nu-l gătesc pe ăla pe care nu... Păi da, eu cream că îl gătești pe tot, faci Ping acolo, oale, întregi. Nu e nebun că pui un păhărel de orez și faci atâta. Eu cream că Ping când face sushi și face așa, mamă, mult rău. Vreau să-mi spui ce fast food ai mâncat ultima oară, că știu că tu nu prea mănânci. Vezi că a plecat. A plecat la... A plecat și la mine, uite. E mult sos. Bă, nu știu, în afară de asta. Nu-i prea mănânci. Cred că am ieșit cu Silent la mall acum mult timp. Și am luat ceva de acolo, probabil. Cu youtuberii? Da. Mai ții minte? Vremurile bune când ieșeam și când Luca nu ne vânduse. Bă, o întrebare pentru Luca, doamne, pentru Rafa și Pink. Din București, ce burger ați mai mâncat mai bun decât ăsta?
Nu se pun terasele și restaurante. Eu am mâncat în București portofel. Portofel? Am mâncat cu stresul, tu știi. Da, știu. Dar nu burger, gen burger, burger. Bă, nu știu, am mâncat șorba la socului. Aia chiar a fost foarte bună. Bă, câtă foame aveam în mine, dar nu mă văd terminând ăsta, sincer. Eu l-am învățat pe Rafael cu socul. Da? Pe tu vorbeai cu el la telefon. Așa urmă. Că ține la ureche. Sincer? Ce-a rămas la ureche. Ce nu mi-a rămas, ești nebun, nu te iau aici. Eu niciodată nu mănânc burgeri. Că vreau, știi, zic, bă, vreau neapărat să-mi iau un burger. Tot timpul când mănânc, e pentru că îmi iau la grămadă și zic, hai mă, că merge un burger. Mm-hmm. Dar, în general, tot timpul ai opțiuni care, nu știu, parcă sunt mai, mai bune, la gust. Cum ar fi? O friptură? Da, să știu. Poți să iei o friptură simplă, cu niște cartofi. Și eu zic că, nu știu, parcă e mai combinație. Tu trebuie să-ți faci burger acasă. Am făcut. Și adevărul e că mai, este mai bun în casă. Dar trebuie să te duci să ții carne de vită tocată de la o măcelărie sau cum se numesc. Mai au o denumire. Am uitat cum se numesc. De aia bună și cu carne mișto, că nu mai e diferență. Deci dacă iei carne de aia făcută în, pusă în vid sau în caserole de alea mici, bă, are un gust nasol și miros nasol și tot. Dacă te duci la... Depinde și cum o faci, că dacă o faci la tigăie, e diferit față dacă o faci la grill, gen. Da, o simți de când e crudă. A, mă rog. Da. Unele cărni tocate, mai ales, mi se pare că au așa un miros destul de dezgustător. Și altele sunt chiar foarte ok. Dar depinde de unde le iei, sincer. Gătiți mult acasă? Omletă. Silent. Omletă. Omletă, gătești, silent. Omletă tu. Da, atunci și eu fac. Bă, nu prea bagă creație, adică îmi place așa ceva simplu și rapid, nu știu, friptură, piure îmi place. Astea clasicele, gen cartofi prăjiți, toată lumea știe să le facă. Bă. Și mămăligă știu să fac. Mămăligă? Da. Care mi-e super bună. Care? Îmi place mie. Încă nu pun șervețele. De ce? Pentru că... La comandă? Ai comandat burgeri, e clar că o să ai nevoie. Nu, gen, nu te lasă să selectezi baguri. De ce? Nu. Păi să gândesc că bă, ești acasă, pune și spală-te la baie sau ceva. Da, da. Ce, un șervețel? 50 de bani? Da, la... Cred că e mai mult de... De faptul că se consumă hârtie. Da? Nu cred că e de bani, că îți puteau băga în preț. Nu știu, mi se pare ciudat că nu stau... Adică, mă rog, nu fine. Cred că la restaurant îți dau dacă te duci. Bine, unele sunt sigur că îți dau, depinde de unde comanzi, știi? Nu cred că e așa peste tot. Da, da. Și bărafa, da? Și așa consumăm atât de multe chestii. Adică, uite de aici. Cred că e mai mult hârtie și carton în ce am primit decât e mâncare. E carton foarte mult. Ai o grămadă de carton. Ai pungile alea două care sunt de hârtie. Până și burgerul are. Eu sunt destul de împotriva livrării mâncării acasă. What? What? Pentru că se consumă foarte mult, Rafa. Foarte, să consumă hârtie în atâtea ambalaje, ori îți mai aduc în pungi de plastic. Păi da, mă, ping, da. Și consumă și combustibil să ajungă la tine. Unii n-au timp să se ducă. Poate nu vor take away, gen, să se ducă ei să ia. Gen, adică, bă, poate unii n-au timp, efectiv. Gen, dacă nu vrei la înțeleg, dar sistemul pe care îl folosim e foarte prost. În sensul că... Păi și cum ar fi mai bine? Livrarea, oricum, trebuie să o facă cineva. Dar poate toată mâncarea poate fi pusă în ceva mai refolosibil, poate, nu știu, ți aduce în ceva și ți le dă și ți le iei pe toate de acolo, ți le pui pe farfurii, pe whatever, pentru că realistic vorbind n-ai nevoie de astea, nu? Păi da, dar așa sau când, dacă toată lumea face așa, logic că fac și ei așa. Știu, dar sistemul e greșit din punctul ăsta de vedere că se consumă foarte multă hârtie și alte trăznăi. Păi da, uite, de exemplu, o pizza ți se pare corect cum e livrată? Și acolo se folosește multă hârtie. Da, da, e multă pizza. Gen, e cam acoperit toată suprafața cartonului. Știu, da, ok, fii atent. Ce te oprește, nu zic pe tine, că până la urmă așa e sistemul. Ce oprește pe ei, după ce ți livrează pizza,
să te pună să o iei pe farfurii, că ai totuși acasă farfurii și chestii, că ți-o livrează acasă, na? Da. Zicem că nu ți-o livrează la birou. Ce te oprește din a te pune să-ți iei toate pizzele și poate pot să ia astea și ori să le ducă ei direct la colectare selectivă, că iau puterea asta, pe când oamenii s-ar putea să nu facă chestia asta. Uite, gen, nu mulți sunt din impostața asta lejeră de acasă, gen, s-au dus, au luat o farfurie și primesc pizza. Unii poate ori sunt la birou, ori... Bine, dacă sunt, iau... la, da, bun, dacă sunt la birou, da, dar uite, noi l-am primit acasă și nu există nicio inițiativă, cred că pe nicăieri, să îți ia înapoi astea. Nu neapărat să le refolosească, dar măcar să le colecteze selectiv, pentru că sunt sigur că toată lumea care cumpără nu se duce să le pună unde trebuie, știi? Da, dar okay. Să vezi, nu o să se interesezi atât de mult, adică... Păi, dar uite-te în străinătate, că de obicei de acolo începe. La noi în România nu se reciclează așa mult, dar în străinătate da. Și cred că nici la ei tot așa e cartonul, cred. Da. Sau? Da, nu cred că, da, nu cred că... Ți-aș fi ce? La ei oricum probabil sunt învățați acasă să recicleze, la noi nu sunt. Și inițiativa nu vine de la firme, mă gândesc. Noi trebuie să reciclăm noi, nu tot ei care livrează într-un sens, știi? Adică... Da, știu, dar știi care e faza? Statul cumva poate mai repede să-i pună pe ei, care au și contacte, să recicleze. Da. Deci ar putea să facă ei mai ușor asta decât toată populația. Și deși ar fi mai ideal să facă toată populația, cred că e o soluție mai bună să ia ei înapoi toate chestiile astea de fiecare dată. Da, asta o soluție de început, până încep oamenii să colecteze selectiv. La noi, da, nu știu. Mamă, băieți, am dat-o și în politică pe burgerii ăștia, ești nebun? Eu eram sigur că aici o să fie direct sablodul, dar... Asta puteam discuta noi alte chestii mai serioase. Mai începem să vorbim și de alte chestii și... Băieți, gata, final de clip, ne dor picioarele de murim. Pa, pa, pa!